Intra în vigoare cele două coduri civil și penal. Deci codul civil a intrat deja în vigoare și se aplică. Codul penal are ca dată de intrare în vigoare 1 februarie 2014. Noi, la acest moment, am luat decizia ca pentru toate lucrurile normative care urmează a intra în vigoare să stabilim intenția de reglementare, adică să comentăm text cu text, pentru a facilita percepția lor corectă de către judecători, procurori și publicul alt, care a fost intenția de reglementare. Codul penal este gata în această formă și va fi dat cum știți. Dar data oficială de intrare în vigoare a codului penal este 1 februarie 2014. Să înțelegem că sunt surse finanțare și umane pentru a intra în vigoare? S-a făcut un memorandum în toamnă cu o derulare de activitate pe infrastructură personală IT pe 3 ani. Acel memorandum viza intrarea în vigoare a codului de procedură civilă. Acum, din acest motiv, mă aflu astăzi aici să discutăm cu procurorii operaționalizarea sistemului parchetelor pentru a putea asigura implementarea codurilor penal și de procedură penală. În ce privește întâlnirea cu procurorii din DAL, care sunt concluziile în urma reuniunii de astăzi? Concluziile sunt că aceleași probleme de personal, logistică și IT și de competență între parchetul general și structuri sunt în principiu cam similare cu cele care le-am găsit și în sistemul judiciar la judecătoare. Se va înființa acea instanță mică sau acea cameră care practic va verifica legalitatea probelor sau practic va fi doar o verigă între parchet și instanță? Vorbiți de camera preliminară? Camera preliminară. Deci camera preliminară se va înființa cu modificarea însă că judecătorul inițial nu va mai fi incompatibil pentru a judeca și contul cauză. Dacă ați primit vreo listă cu propuneri de numire în funcția de procuror general la parchetul de pe înalta Curte de Casație și Justiție și procurorul șef al DNA? N-am primit-o încă. Lucrările acestei sesiuni sunt în curs. Deja colegii procurori se gândesc să-mi furnizeze o listă de nume pe care să-i avem în vedere în eventualitatea noii proceduri. Probleme grele, deosebite la nivel de parchetele din Ardeal, ați obținut, ați primit astăzi? Nu. Nu. Deci problemele curente, lipsa de personal, de spații și de grefieri și IT-ul problematic. Domnul ministru, veți schimba procedurile de numire a șefilor DNA și a procurorului general? Procedurile le voi schimba doar în sensul transparentizărilor. Acum trebuie să stabilim ce ar trebui să însemne transparență. Că văd că și acest cuvânt și-a diversificat componentele. Vă așteptați în continuare la alte șicane din partea președintelui Traian Băsescu pe acest subiect al numirilor? Eu pot să o denumesc șicană. Știu atât că nu s-a pronunțat pe fondul propunerii. Ce va fi în viitor, se va vedea, nu? Și încă o întrebare, spune-o, dacă se poate. Ce părere aveți despre introducerea obligativității medierii în justiție, având în vedere că sunt anumite opinii potrivit cărora ar încălca principiul fundamental, atât în dreptul românesc cât și în dreptul european, acela al accesului liber la justiție? Medierea n-a fost introdusă ca obligație. Medierea va rămâne opțiunii acelui care va apela la ea, numai că instanțele au introdus obligația părții de a merge la ședința de informare la mediere, ceea ce este cu totul alt lucru. Acum, în schimb, vom analiza din nou legea medierii, să vedem dacă toate cauzele, în special cele în materie penală, sunt susceptibile de a fi soluționate prin mediere. În rest, medierea rămâne opțiune, cu singura distinție că judecătorul care a obligat partea să meargă la informare, gratuit desigur, trebuie să facă acest lucru. Dar acțiunea poate fi declarată inadmisibilă dacă nu participă la această mediere. Dacă, nu este o îngrădire a acestui dacă instanța dispune anumite conduite, oricine trebuie să se supună ei. Nu credeți că este o îngrădire a dreptului la justiție? Faptul că partea nu merge la informare nu echivalează cu îngrădirea dreptului la justiție. Înseamnă că partea nu se conformează unei dispoziții date de instanță.
este similar ca și situația în care judecătorul obligă partea să plătească o taxă de timbru și partea refuză sau plătește în alt cuantum decât a dispus instanța. Sunt măsuri de instanță pe care părțile trebuie să le execute ca atare. Este... Obligația de a participa la informare este obligație gratuită și relevă părții care sunt consecințele purtării procesului pozitive sau negative, este... având eventual și șansa soluționării cauzei prin mediere. Dar asta nu înseamnă informarea egal soluție mediere sau obligativitatea mediere. Este o distinție de nuanță care cred că este foarte bine făcută. Este posibil ca reglementările privind medierea să fie din nou amânată și să nu intre în vigoare la 1 februarie, așa cum este stabilit? Nu. Dar noi vom analiza. Deci noi avem grupuri de lucru pe toate aceste coduri noi și supraveghem aplicarea textelor să vedem care sunt nuanțele faptice care se pot zice, pentru că este o legislație pe care am preluat-o în portofoliu ca obligația statului român. Noi asigurăm implementarea, dar nuanțele textului și eventualele lor corecturi, astea le vom supraveghea să vedem în ce măsură le normalizăm, dacă e cazul, desigur. Mulțumim foarte mult pentru amabilitate. Noua procedură civilă va intra în vigoare la 1 iulie, s-a stabilit până la urmă, știu că a spus că ar fi o soluție. Dar... Deci, inițial, codul de procedură civilă a fost suspendat ca aplicare până la 1 februarie anul acesta. Pentru ca codul să intre în vigoare la 1 februarie anul acesta, noi am făcut un pachet legislativ care se chema propuneri legislative de degrevare a instanțelor de anumite cauze, pachet legislativ în care am suspendat de la aplicare anumite dispoziții ale noului cod de procedură civilă pentru imposibilitatea aplicării lor. Legea a fost întoarsă de la președinție la Parlament, e adevărat o chestiune procedurală, iar noi am luat în calcul posibilitatea de reamânare a acestui cod, având în vedere timpul scurs până la data intrării în vigoare și a procedurilor parlamentare care ar trebui să se desfășoare în acest interval, inclusiv promulgarea legii de către președinte. Am aflat că atât președinția cât și Parlamentul vor depune toate eforturile așa încât procedura să fie finalizată la 1 februarie, ceea ce ar însemna că nu ar mai fi necesară reamânarea codului în moment ce la 1 februarie legea care ar permite intrarea fără convulsie a codului în vigoare poate fi adoptată. Deci atâta la 1 februarie. Ar putea la 1 februarie. Ca o curiozitate, această întâlnire, de ce a avut o grea întâlnire? Care este motivul pentru care această întâlnire a fost... Avem o ordine de zi. Întâlnirea, așa cum v-am spus în debutul aceste întâlniri cu dumneavoastră, are ca scop operaționalizarea sistemului parchetelor pentru intrarea în vigoare a codurilor penal și de procedură penală. De ce ați ales Alba Iulia? Așa s-a ales grupul pe zonă geografică. A fost la libera alegerea procurorilor. Eu m-am deplasat doar unde au ales dumneavoastră locație.